Uite, un exemplu perfect de economie de asta au dat acum la Recorder cu oamenii lui Negoiță de la sectorul 3, ați văzut? Mai multe informații ajunse în posesia Recorder ne-au semnalat că jumătate din acest bloc, aflat în buza parcului Iore din București, a fost cumpărată de o firmă cu conexiuni la vârful administrației sectorului 3. S-a intrat în posesia acestei clădiri la începutul anului trecut. Proprietar cine este? Ca să știm cu cine discutăm, practic. Este o firmă? Este un fond de investiții? Este o societate. Ok. Și o reprezentați dumneavoastră? Eu sunt administratorul clădirii. Știți povestea. Primăria sectorului 3 are un city manager, care e practic umbra lui Negoiță și are drept de semnătură pe contractele primăriei, în numele lui Negoiță. E, acel city manager are un frate. Da, bă, un brother. Partenera fratelui deține niște firme care, ce să vezi, câștigă contracte de milioane de euro cu primăria cumnatului.